Precum vedeți, am inaugurat o nouă modă. Se poartă acum timbru reușit. Înainte de a începe mesajul pentru ziua de astăzi, vreau să reamintesc bărbaților, de seara de la ora 17 este întâlnirea bărbaților. Sunt așteptați toți bărbații bisericii și la fel cei în devenire, adică avem o sintagmă consacrată tinerii adulți. Băieții care vor sensoare, care vor să facă pasul ăsta și vor să-l facă în credință, sunt așteptați. Tot auzi cuvântul sămânță, adică dacă vor să facă lucrul ăsta, dacă cred că este timpul, atunci să dovedească și să vină să învețe, să pregătească. În această zi, e foarte interesant cum Duhul Sfânt orchestrează toate lucrurile, cum El le conduce. Alina nu avea de unde să știe care este mesajul, cred că nu avea niștea, de fapt, tema de astăzi. Tema de astăzi este rugăciunea de mare preot al lui Iisus, Ioan 17. Și Ioan 17 este rugăciunea Domnului Iisus pentru biserică. Este rugăciunea Lui pentru mai multe lucruri care vizează biserica, care vizează comunitatea. Pentru că suntem într-o lume în care suntem în război. Pentru că suntem într-o lume în care suntem expuși urii lumii acestea. Și Domnul Iisus știa foarte bine la acel moment ce se va întâmpla cu ucenicii Lui după ce El va pleca. El le-a spus, de fapt, iată că eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și soarta și viața nu este foarte ușoară și foarte simplă pentru miei să-i arunci, să le lași liber în preajma unor lupi flămânzi. Dar Domnul Iisus spune un lucru esențial. Dar eu sunt cu voi în toate zilele. Dar eu sunt alături de voi. Și aceasta este esențială. Ioan 17 este unul dintre cele mai frumoase texte din Ioan. Este probabil cea mai frumoasă rugăciune din Biblie. Și cred că cea mai ascultată, dați-mi voie să spun lucrul ăsta, nu? Cea mai ascultată rugăciune din Biblie este rugăciunea pe care a făcut-o Domnul Iisus. Este una dintre cele mai frumoase prelegeri de teologie în același timp. Conține atâtea adevăruri teologice esențiale despre biserică, despre relația cu Dumnezeu. Este teologie aplicată. Ea vorbește despre esențialul relației cu Dumnezeu, despre ceea ce am primit, despre ceea ce avem în Hristos. Sunt multe lucruri, sigur că astăzi vom rămâne la câteva. Spuneam, ca și titlul al mesajului, rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus. De ce? Pentru că este după tiparul rugăciunii pe care marele preot o făcea în ziua ispășirii, în care el se ruga pentru sine, apoi se ruga pentru familia lui, și apoi se ruga pentru poporul Israel, în întregime. Domnul Iisus se roagă pentru sine și începe rugăciunea rugându-se pentru el. Amintesc că este în noaptea înainte de a fi vândut, chiar înainte de a fi vândut, înainte de a începe, de fapt, suferința lui și apoi moartea lui, în care lucrarea s-a terminat, de fapt, pentru că totul i-a decis, pentru că el a spus da, Tatălui, de ascultare de El, și care era numai o chestiune de puțin timp până când lucrurile să fie finalizate. Domnul Iisus se roagă apoi pentru ucenicii Lui și apoi se roagă pentru biserica Lui, pentru tot poporul Lui, din toate timpurile. Sunt câteva sublinieri înainte de a vorbi despre lucrurile pentru care se roagă Domnul Iisus și care fac sens și pentru noi astăzi. O subliniere importantă este versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Nu știu dacă mai găsim o altă definiție în Biblie despre viața veșnică. Și viața veșnică este lucrul pe care toți creștinii îl caută. Este lucrul pe care are sens să trăiești viața creștină, să-L cauți pe Dumnezeu. Pentru că este viața. Pentru mulți este numai viața de apoi și totuși se gândesc la lucrul ăsta. Nu unde ajuns, și asta este marea mea suferință într-un fel, pentru că văd pe oameni, cea mai mare parte a oamenilor sunt nepăsători. Cea mai mare
problema, cel puțin a mea, pe care am observat-o cu colegii mei, nu știu dacă este și a voastră, este că celor mai mulți nu le pasă. Este că celor mai mulți nu le pasă ce se va întâmpla cu ei după moarte. Este că majoritatea gândesc în termenii ce-a fi cu alții, a fi și cu mine. Și așa, la sfârșit, toți sunt trimiși la locul verdeață și mulți se amăgesc cu fraza asta. Și mulți se amăgesc cu lucrul ăsta. A fi bine. A fi bine. Dar majoritatea oamenilor sunt orbiți și prostiți de cel rău. Să nu-i intereseze de cel mai important lucru, destinul lor. Și să fie atenți la lucrurile de zi de zi. Să trăiască pe pilot automat. Nevoie de bază, mâncare, băutură, relații intime, servici și toate celelalte lucruri, rutina zilnică și nu se gândească la lucrurile esențiale. Pentru că ieri am citit despre moartea unui om care cel puțin atât s-a spus despre el și faptele, de fapt, vorbesc despre el, a fost unul dintre primii baroni ai României, un om extrem de rău și corupt. La mai puțin de 54 de ani a murit. El a spus cu emfază acum vreun an că dacă totuși o să moară, să fie îngropat ca și Alexandru cel Mare, adică cu mâinile și picioarele, cu mâinile afară, să vadă că nu ia nimic din lume. Și acesta este adevărul. Acesta este adevărul. Oamenii se luptă să facă imperii, să-și facă imperii pe acest pământ și pentru mulți dintre ei, de fapt, sunt de carton. Pentru că așa cum le-au ridicat, așa se și prăbușesc. Când realitatea este că totul este deșertăciune. Și acest lucru spune unul dintre cei care a zidit foarte mult, a zidit o împărăție puternică la acea vreme. O împărăție care a excelat în toate lucrurile. În aur, a excelat în construcții, a excelat în artă, a excelat în cultură, în scrieri deosebite, vorbesc de Solomon, și care când trage din rasul și spune totul este deșertăciune. Totul nu are sens fără Dumnezeu. Pentru că și dacă ai toate lucrurile, și dacă deții, și pare că deții controlul tuturor lucrurilor, totul este deșertăciune. Și totul este fără sens. Pentru că spune el, bucuria lucrurilor acestea nu poți să ai dacă nu l-ai pe Dumnezeu. Nu poți să te bucuri de lucrurile astea pe termen lung. Nu poți cu adevărat să fii fericit decât dacă l-ai pe Dumnezeu. Și spune că aceasta a lăsat Dumnezeu. Da, ne-a dat toate lucrurile, ne-a dat multe lucruri. Dar să ne bucurăm de ele împreună cu El. Să ne bucurăm de ele împreună în relație cu El. Și acesta este sensul. Viața veșnică este aceasta, spune Domnul Iisus. Viața veșnică nu este viața după moarte. Și mulți încearcă să-și tragă foloasele aici pe pământ cât pot să adune, să strângă, să se bucure toate lucrurile. Și apoi când se apropie, om vedea ce-a fi și mulți nu mai apucă să mai gândească. Pentru că nu se știe care sunt zilele noastre. Nu se știe. Dumnezeu știe care este lungimea vieții noastre, a zilor noastre. Mulți nu mai apucă să facă lucrul ăsta și să lovesc de realitatea veșnică a iadului. De realitatea vieții veșnice, pentru că viața veșnică este pentru toți oamenii. Dar depinde condițiile în care și depinde relația care o să ai. O să ai o relație cu diavolul, cu stăpânitorul momentan al lumii acesteia, cu înșelătorul, mincinosul, sau o să ai o relație veșnică cu Dumnezeu. Pentru că viața veșnică este aceasta, spune Domnul Iisus, este o cunoaștere. Viața veșnică nu înseamnă viața după moarte în veșnicie. Viața veșnică înseamnă o relație de astăzi, o relație vie, începând de acum și de aici, și care merge pentru toată veșnicia, care merge pentru totdeauna. Viața veșnică este o cunoaștere. Și nu vreau acum, nu este cazul, nu mi-am propus să fac un studiu foarte amănunțit. Dar cuvântul pentru cunoaștere aici este, în greacă este ginoskin, care vorbește despre o relație intimă, care vorbește despre o relație continuă de cunoaștere.
relație dinamică, la timpul prezent. Pentru cei care știți limba engleză, este echivalentul lui prezentul continuu. Este un prezent continuu, care e un lucru care se întâmplă în continuu. Este acțiune repetată, care nu are limită, care nu are margine. Ginoschin este folosit atât în Septuaginta, în traducerea grecească a Vechiului Testament, nu vreau să intru acum în detalii, Geneza 4:1, de exemplu, și în Noul Testament, cel puțin un text vă dau, Matei 1:25, care vorbește despre relații intime. Viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu în mod intim. Amin. Viața veșnică înseamnă o relație cu Dumnezeu. Și dați-mi voie să spun că acesta este principala misiune a bisericii și a mea și a ta astăzi. Să arătăm că a vorbi despre creștinism nu este o religie. Nu înseamnă obiceiuri, tradiții și alte lucruri pe care trebuie să le facem. Și o să vedem puțin mai târziu că astea ne pun într-o continuă luptă și continuă dispută cu alții. Misiunea mea și a ta este să spunem oamenilor că sunt destinați pentru o relație cu Hristos. Că rolul lor și esențialul vieții lor este să-L cunoască pe Dumnezeu. Și că noi nu propovăduim și nu suntem chemați să propovăduim nicio biserică, nicio confesiune, ci nimic și nimic altceva decât o relație de acest fel. Suntem chemați să vorbim despre o astfel de relație și suntem chemați să demonstrăm această relație. Suntem chemați să demonstrăm prin realitatea vieții noastre această relație. De aceea vă încurajez. Nu biserica este importantă să vorbim. Nu este important să vorbim nimic despre altceva decât despre relația pe care o avem cu Dumnezeu. Pentru că aceasta este esențială. Lucruri pentru care se roagă Iisus Tatălui. Primul lucru este protecția. Versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar eu sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Versetul 14-15 continuă. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât. Pentru că ei nu sunt în lume, după cum eu nu sunt în lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Realitatea este că avem nevoie de protecție pentru că suntem în lume. Nu doar în universul acesta material. În Ioan 17 avem cel puțin trei sensuri ale cuvântului lume. Lume ca universul material. Lume ca și sistemul gândirii lumii, a faptelor și lume ca întreg univers, întregul împărăția celui rău. Pentru că suntem în lume și pentru că nu aparținem lumii, suntem într-o tensiune și într-o luptă continuă. Dacă această ostilitate până acum, până în acest moment, care vorbim de Ioan 17, s-a manifestat împotriva lui Iisus ca și exponent al împărăției lui Dumnezeu și al lumii noi, Domnul Iisus e conștient că această ostilitate va fi de acum înainte îndreptată împotriva ucenicilor și a urmașilor lor. De ce au nevoie de protecție? Versetul 14. Am încercat să văd ce spune textul. Sigur că sunt multe motive și mi-am propus să discutăm mai ales ce spune Scriptura aici. Doar aceste aspecte. Versetul 14 spune, le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât. Ce spune Domnul Iisus aici? Este că atunci când ai primit cuvântul Lui, automat lumea te urăște. Când ai primit cu adevărat cuvântul Lui, când ai cuvântul Lui în tine, lumea te va urâ. Lumea va avea o ostilitate clară, evidentă, împotriva ta. Și am o întrebare. Este suspect pentru o biserică? Este suspect pentru un credincios atunci când nu are ostilitate și împotrivire din partea lumii? Este suspect. Cuvântul Lui Dumnezeu spune aici, le-am dat cuvântul Tău și urmarea a fost că lumea i-a urât. Dacă cuvântul Lui Dumnezeu din noi nu stârnește împotrivire,
atunci nu știu dacă cuvântul cu adevărat ce l-avem în noi este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aceasta spune Scriptura. Le-am dat cuvântul tău și din cauza asta lumea i-a urât. Dacă cuvântul lui Dumnezeu pe care l-avem în noi nu stârnește împotrivire din partea lumii, s-ar putea să fie un sistem călticel. S-ar putea să fie o tradiție. S-ar putea să fie doar niște obiceiuri religioase. Și știți, trăim într-o societate postmodernă în care relativismul este la mare căutare și o mare valoare și care oamenii spun, ok, eu am religia ta, mea, tu ai religia ta, ok, e în regulă. Dacă oamenii nu realizează că noi avem cuvântul lui Dumnezeu și asta stârnește automat împotrivire, dacă nu din partea oamenilor în mod direct, ca și exponenți umani în această societate, ura aceasta este stârnită de cel rău. Ura aceasta este stârnită de cel rău din această lume, care influențează oamenii, care mână oamenii și care îi folosește pe oameni. Dragilor, în tot Noul Testament vedem această opoziție. Când cuvântul Dumnezeu este vorbit, când cuvântul Dumnezeu este practicat, când cuvântul Dumnezeu este exprimat așa cum este el real, există împotrivire. Există atacul ale celui rău. Există sistemul lumii care se împotrivește și care este împotriva. Și de aceea, Iacov spune, să nu vă mirați ca și cum e o ciudățenie. Că sunteți prigoniți, că stârniți împotrivire. Nu e o ciudățenie. Bucurați-vă! Este un indicator că lucrurile sunt în regulă. Este un indicator că sunteți aliniați cuvântul lui Dumnezeu. Că sunteți aliniați planul lui Dumnezeu. Pentru că altfel s-ar putea să fiți căldicei. S-ar putea să fiți numai la stadiul de acomodat la realitățile lumii acestea. În linie cu realitățile lumii. Adică religiozitate, tradiții, sistem religios. Când ai cuvântul lui Hristos viu în viața ta, atunci este împotrivire. Atunci este reacție ostilă. Atunci cel rău va milita împotriva ta. A spus lucrurile acestea. Pentru că totuși cel ce este noi este mai mare decât cel ce este afară. Dar este un indicator. Pentru că cei care sunt al lui Hristos, în lumea aceasta, vor avea împotriviri și vor avea lupte ale celui rău. Acest lucru este valabil, a fost valabil nu doar pentru ucenici, este valabil și pentru noi, astăzi. Al doilea lucru pentru care Domnul Iisus se roagă este sfințirea. În versetul 17, Domnul Iisus spune, sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Spuneam, acest text are niște adevăruri teologice extraordinare. Acest text are o teologie aplicată extraordinară. Domnul Iisus spune aici, ei sunt sfințiți prin cuvântul tău. Nu sunt sfințiți prin lege. Nu sunt sfințiți prin reguli, prin regulamente și prin alte lucruri. Cuvântul tău este ceea ce îi sfințește. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă a fi sfânt? A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru lucrare deosebită. Înseamnă a fi angrenat la lucrarea lui Dumnezeu. Înseamnă a fi al lui Hristos. Înseamnă a fi aliniat planurilor lui. Nu înseamnă o sfințire aplicată în totalitate. Înseamnă, în primul rând, o sfințire care este primită din partea lui Dumnezeu, atribuită. Înseamnă că, în primul rând, am primit cuvântul lui Dumnezeu și l-am crezut. Și atunci când l-am crezut pe cuvânt, Dumnezeu ne vede prin prisma lucrării finale de săvârșită a Domnului Iisus. În același timp, suntem puși deoparte ca să ne sfințim. Să te puși deoparte ca viața noastră să fie transformată și schimbată. Adevărul lui Dumnezeu este comunicat, spune aici, prin cuvântul lui Dumnezeu.
este transferat prin cuvântul lui Dumnezeu. Și aici am spus o frază mai interesantă. Atât personal, cât și propozițional. Adică, suntem sfințiți prin cuvântul lui Dumnezeu. Unul înseamnă prin cine este cuvântul lui Dumnezeu, adică prin Iisus Hristos, prin relația pe care o avem cu El. Sfințirea noastră nu înseamnă că luăm un set de norme și spunem, ok, să fiu sfânt înseamnă să fac asta, 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 asta. Și să pun normele și să pun legile astea în față și ok, le bifez, cu asta n-am reușit, cu asta am reușit, cu asta nu. În primul rând, sfințirea înseamnă relația mea cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Înseamnă o relație cu o persoană prin care sunt sfințit, prin care viața mea este declarată sfântă înaintea lui Dumnezeu. Apoi, înseamnă o relație cu cuvântul Dumnezeu exprimat propozițional. Adică exprimat în concepte. Am spus atunci când am început școala biblică, bazele vieții creștine, am spus, cuvântul Dumnezeu ne vorbește și cuvântul Dumnezeu ne comunică adevărul principal al lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu trebuie să le cunoaștem. Trebuie să le auzim, trebuie să le înțelegem, să înțelegem cuvântul Dumnezeu. Nu e doar să auzim și să-l rostim ca o poezie, așa cum mulți cunosc crezul, foarte multe milioane în țara noastră cunosc crezul, îl învață de mici ca pe o poezie, îl recită, dar nu-l înțeleg. Nu înțeleg esențialul. Crezul creștin, care este crezul apostolilor, care este crezul urmașilor lui Hristos, vorbește despre esențialul creștinismului. Vorbește despre acele lucruri esențiale care pot schimba și pot transforma viața noastră. Vorbește despre acele lucruri care sunt miezul creștinismului. Acele lucruri care ne separă de alți oameni. În această listă, în această exprimare, sunt lucrurile de bază, exprimate în concepte, în doctrine, miezul creștinismului. Ca urmare acestui lucru, martorii lui Jehova nu sunt creștini, pentru că nu cred lucrurile esențiale ale creștinismului, a ceea ce te face să fii creștin. Ca urmare acestui lucru, branhamiștii nu sunt creștini, pentru că aduc atingere unor lucruri esențiale. Mormonii nu sunt creștini și aș putea să exprim sigur altele. Doar pentru informare de bază. Sfințirea noastră vine din cuvântul Dumnezeu. Sfințirea noastră vine pe măsură ce ne hrănim din cuvântul Dumnezeu. Sfințirea noastră vine printr-o relație cu cuvântul Dumnezeu. Sfințirea noastră nu vine prin a lua cuvântul Dumnezeu ca un set de reguli care trebuie urmărite, ci vine prin a lua cuvântul Dumnezeu ca o oglindă. A lua cuvântul Dumnezeu și a-L proclama peste viața mea, peste fiecare zi din viața mea, a-L proclama peste destinul meu, a-L proclama peste viața mea, în fiecare zi. Cuvântul Dumnezeu mă sfințește în măsura în care stau aproape de El. În măsura în care sunt în comuniune cu El în fiecare zi. Versetul 19 spune și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Ce ne spune acest verset? Acest verset ne spune că sfințirea noastră vine din sfințirea lui Iisus. El s-a sfințit în primul rând pentru ca să ne transfere nouă sfințirea Lui. În măsura în care relația noastră este una intimă cu El, în măsura în care apropierea noastră este tot mai evidentă și este un proces de zi de zi cu El, sfințirea noastră devine tot mai reală în fiecare zi. Acesta este secretul sfințirii noastre. Nu este legea, nu sunt regulile, ci sfințirea noastră este relația. El este sfințirea noastră. El este adevărata noastră sfințire. De aceea, sfințirea noastră nu vine prin nu lua, nu gusta, prin reguli, prin regulamente, ci sfințirea noastră vine prin apropierea noastră cu El.
Augustin a riscat. A spus o afirmație foarte riscantă. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Dar să știți, este esențialul. Când îl iubești pe Dumnezeu și când ești plin de pasiune și de dorință după El, viața ta se schimbă. Și știi ce să faci. Și știi cum să trăiești viața ta. Și știi încotro să mergi. Și nu faci lucrurile pentru că te vede fratele, te vede celălalt, te vede altul. Te vede Dumnezeu și e mânios și te pedepsește și cu degetul îndreptat împotriva ta. Când îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, trăiești realitatea aceasta. Trăiești o realitate a unei relații în care ești sfințit și care ești umplut de El. Vestea bună pe care am primit-o prin Evanghelie este această relație cu El și această sfințire pe care El o lucrează în noi. Al treilea lucru și cel mai important pentru mine și cel mai valoros din rugăciunea Domnului Iisus este unitatea credincioșilor. Versetul 20 la 23 spune așa: și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tatăl, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slavă pe care m-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum i-ai iubit pe mine. Amin. Domnul Iisus cere unitatea credincioșilor în primul rând pentru viitor. Pentru El deja era rezolvată problema unității ucenicilor. După ceea ce i-a învățat și după faptul că știa că în câteva ore vor fi foarte mare unitate ucenicii, adică vor fugi toți ca portrânicile, o să fie foarte de acord și vor face același lucru, Domnul Iisus știa că problema unităților este rezolvată. Pentru că știa că peste câteva zile se vor aduna abătuți, plăștiți, fără nicio speranță, se vor aduna într-o odaie și când El va fi în mijlocul lor, vor avea pacea Lui. Și pacea Lui îi va face desăvârșiți în unitate. Adică ceea ce i-a unit a fost pacea Lui Hristos și Duhul Sfânt care va veni peste ei, peste câteva zile. Ceea ce a adus cu adevărat unitatea nu a fost că și-au rezolvat disputele de cine supremație, cine mai mare, cine mai important. Ci au văzut cât de neesențial este ce pot ei să facă singuri față de cât de mare este lucrarea pe care o face Hristos prin ei. Au început să vadă cât de insignifiante sunt abilităților, puterea lor, credința lor, crezul lor, ce știu ei să facă abilităților față de ceea ce face Hristos și față ceea ce poate să facă El. Domnul Iisus se roagă aici, în primul rând, pentru unitatea bisericii. Pentru unitatea bisericii din toate tipurile. Pentru unitatea bisericii Lui din toate locurile și din orice vreme. Vreau, în primul rând, să vorbesc despre ce nu înseamnă unitatea bisericii. O atenționare. Acest verset este unul dintre favoritul mișcărilor, promotorilor actuale mișcări ecumenice. Sigur că o biserică dezbinată este o rușine pentru lumea aceasta. Și mai ales pentru lumea necreștină. Dar soluția unității bisericii nu este unitatea instituțională. O unitate care este într-o singură instituție. Nu aceasta este unitatea pe care Domnul Iisus o vede. Nu vorbește despre acest lucru. Iisus nu s-a rugat pentru biserică unică și ecumenică de pe întreg pământul. Oricât de mult s-ar chinui și s-ar lupta instituțiile de astăzi, bisericile de astăzi, să facă lucrul acesta. Pentru că o astfel de biserică înseamnă ca ereziile doctrinare să fie împreună cu adevărurile sănătoase și cu doctrinile sănătoase ale creștinismului. În loc de acest lucru, Domnul Iisus a rugat pentru alte lucruri. Domnul Iisus a rugat pentru unitatea dragostei bisericii Lui.
S-a rugat pentru unitatea ascultării de Dumnezeu. Biserica să fie unitatea ascultând împreună de Dumnezeu și de cuvântul Său. Și pentru un devotament și pentru o dedicare comună față de voia Lui. Acestea sunt coordonatele unității pe care le vrea Dumnezeu. O unitate în adevăr, o unitate în ascultare de voia Lui, o unitate în trăire după voia Lui. Există mari diferențe între alte feluri de unitate pe care le văd oamenii astăzi. Adică între uniformitate, uniune și unitate. Înțelegeți? Uneori par sinonime. Unitatea lui Hristos pe care Domnul Iisus se roagă aici pentru biserica Lui nu înseamnă uniformitate. Nu înseamnă că toți trebuie să fie exact la fel. Problemele au apărut de la începutul bisericii. Dacă citim mai ales 1 Corinteni, una dintre problemele majore acolo este lupta aceasta în care diferite fracțiuni din biserică spun noi avem dreptate. Cum vedem noi lucrurile, noi avem dreptate. Ăilalți nu. Și Pavel le spune un adevăr major. Unitate înseamnă diversitate. Unitate înseamnă mai multe lucruri puse împreună, diverse. Este metafora trupului pe care Pavel o folosește aici și spune biserica nu este numai picior. Biserica nu e formată numai din ochi. Biserica nu e formată numai din mâini. Biserica înseamnă toate lucrurile puse în unitate. Biserica înseamnă că toate ascultă de capul care este Hristos. Și în acest mod sunt interconectate, sunt legate, se ajută unele pe altele și în acest mod este unitate. Unitatea vine de relația pe care fiecare mădular, fiecare celulă o are în ultimă instanță cu celulele din jurul ei și apoi împreună cu capul. Cu ceea ce conduce, cu ceea ce coordonează totul, cu ceea ce alimentează, hrănește, controlează, protejează și conduce toate procesele. Unitatea vine din ceea ce face fiecare privind și ascultând de capul care este Hristos. O imagine pe care am văzut-o, pe care am primit-o cu ani în urmă, despre biserică, despre unitatea bisericii. Aș vrea să imaginați, sunt sigur că ați văzut scene de genul acesta, o turmă de oi pe un deal mare, o turmă care oilor le place iarba. Oaia nu este un animal foarte inteligent. Nu are mare perspectivă și nu vede foarte bine. Aude mai bine decât vede. Care vede numai iarba din fața ei și în apropiere și vede numai că un pic mai încolo e mai bună, e mai bogată și mai frumoasă. Și oile au tendința să se îndepărteze. Imaginați-vă păstorul care este undeva în mijloc. Oile au tendința să se îndepărteze atât de păstor, cât și unele de altele. Știți ce le apropie pe oi? Faptul că își doresc să fie aproape unele de altele? Nici vorba. Ele au ochiul numai spre mâncare. Atât. Văd lungul nasului, un pic, în față, iarba bună, frumoasă. N-au inteligența să știe că ar fi bine să fie pe aproape unele de altele, că să le-a protejate. Nu. Dar oile au un lucru esențial. Au auzul bun. Și când păstorul fluieră, ele vin și se apropie de el. Știți ce se întâmplă în acest mod? Se apropie și unul de altele. Atunci când toate oile se apropie de păstor, se apropie și unul de altele. Și în acest mod putem spune că stau în unitate. Că ele sunt în unitate. Dragilor, Domnul Iisus ne aseamnă de multe ori cu o turmă și spune că biserica Lui este turma Lui Hristos. Noi nu avem totuși inteligența aceea, oricât ne-am străduit, oricât de mult am dorit să credem lucrul ăsta, să vedem întotdeauna esențial, să nu fim distrași, atenția noastră nu fie distrasă, pentru că în final, oricum, fiecare dintre noi are nevoie de hrana Lui. Dar avem nevoie să ne ascuțim bine urechea, să-L auzim pe Hristos.
Pentru că atunci când stăm aproape de Hristos, suntem în unitate și unii cu alții. Știți ce este interesant? Astăzi, eu am citit multe cărți, seminarii și sunt bune, e ok, avem de învățat multe lucruri practice, multe lucruri. Dar atunci când lupta pentru unitatea bisericii este numai o chestiune de marketing, este numai o chestiune de principii omenești, numai o sumă de lucruri pe care ar trebui să le facem și toate ar fi perfecte și ar fi ok, dragilor, este egal faliment. Este egal aproape cu zero. Pentru că unitatea bisericii vine din relația fiecăruia cu Hristos. În măsura în care fiecare este interconectat cu Hristos, este într-o relație de ascultare de voia Lui și de Hristos, sunt aproape de toți unii de alții. Sunt în ascultare unii de alții. Dar câtă vreme nu trăim în ascultare de El, vom avea tendința să ne vedem mai buni, să ne vedem mai grozavi, mai importanți decât ceilalți. Și asta nu înseamnă unitate. Unitatea pe care Domnul Iisus o vede este unitatea care este în El și în Tatăl. Spune, cum eu sunt în tine și tu ești în mine. Unitatea care este în noi, așa vrem să o vedem în biserică. Așa vrem să o vedem în ceilalți. Unitatea dintre Fiul și Tatăl este legată de două, cel puțin două lucruri. Este determinată de faptul că Tatăl și Fiul au misiuni diferite și roluri diferite. Și fiecare știe foarte bine care este rolul Fiului și al Tatălui. Doi, unitatea dintre Tatăl și Fiul este legată de ascultarea Fiului. De ascultarea în toate amănuntele a Fiului. Dependența Fiului de Tatăl. Deci, dragilor, unitatea bisericii este legată, în primul rând, de înțelegerea faptului că suntem diferiți. Că avem roluri și chemări diferite. Că este diversitate în trupul lui Hristos. Și, în al doilea rând, că ceea ce ne face cu adevărat să stăm în unitate este apropierea noastră de Hristos. Este relația noastră, în primul rând, cu Hristos. Scopul unității credincioșilor, unul cu celălalt și cu Dumnezeu, este dublu. Ne referim tot la aceste versete. În primul rând, pentru ca lumea să creadă misiunea Fiului. Domnul Iisus spune, pentru ca lumea să știe că Tu m-ai trimis. Când biserica trăiește în unitate, lumea îl cunoaște pe Fiul. Lumea îl cunoaște cu adevărat pe Iisus Hristos. Când biserica nu trăiește în unitate, lumea află de o religie, de o sectă și află de alții. Pentru că ei ies în evidență și nu Hristos. Dar când biserica stă în unitate, lumea îl află pe Hristos. În al doilea rând, biserica, scop, unitatea credincioșilor are ca scop pentru ca lumea să-și dea seama că dragostea lui Dumnezeu pentru credincioși este profundă, intimă și durabilă. Versetul 23 spune ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Când biserica trăiește în unitate, lumea știe cât de mult ne-a iubit pe noi. Lumea înțelege cât de iubiți am fost noi de Dumnezeu. Pentru că atunci când biserica stă în unitate, biserica este în smerenie și biserica cântă despre har. Cântă mult despre harul lui Dumnezeu. Și vorbește mult despre har. Pentru că atunci când vorbești mai mult despre har, când harul este în centrul atenției tale și în centrul cântării și a vorbirii tale, atunci stai în smerenie și înțelegi cine este El și cine suntem noi. Și atunci este El onorat și preamărit. De fapt, cu acest lucru am introdus al patrulea lucru pentru care Domnul Iisus se roagă. Și ultimul și n-am să insist pe El. Al patrulea lucru pentru care Domnul Iisus se roagă și care este un adevăr evident pentru viața mea și a ta, este glorificarea finală.
Versetul 24, Domnul Iisus spune, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le voi face cunoscut, pentru ca dragostea în care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Domnul Iisus mai roagă încă ceva, pentru glorificarea finală a credincioșilor. Pentru ca ei să vadă slava Tatălui, pentru ca ei să vadă slava Fiului și pentru ca slava Fiului să fie împărtășită cu ei. Este un termen care nu a avut răbdare să stau să-l citesc de câte ori se întâmplă, totuși e amintit în acest capitol. Slavă, glorie. Se vorbește foarte mult, dar în afară de acest final, totul vorbește despre slava Tatălui, slava Fiului. Slava Tatălui, slava Fiului. Și atunci când slava Tatălui și slava Fiului este vorbită, exprimată și este în centrul atenției bisericii, atunci gloria Domnului este cu adevărat manifestată acolo. Când ne slăvim pe noi, când slăvim o biserică, oameni, așa mai departe, slava Tatălui nu este acolo. Pentru că slava Tatălui este acolo unde Iisus este înălțat și proslăvit. Este acolo unde este El glorificat. Unde El este înălțat. Unde El este departe de orice alt nume, departe de orice altă apreciere. Acolo slava Tatălui este manifestată și este glorificată. Și apoi, nu noi trebuie să vorbim despre asta. Domnul Iisus spune, să le dau și lor slava ta. Adică El vrea să ne împărtășească din gloria Lui peste noi și peste viața noastră. Însă nu noi suntem aia care ne lăudăm cu asta. Nu noi trebuie să vorbim despre lucrul ăsta. Ci vorbește Hristos peste noi. El vorbește despre slava Lui, peste copiii Lui, peste urmașii Lui. Aș vrea în final să tragem niște concluzii. Și asta să mă marginez doar, vorbesc despre aspecte practice legate de unitate. Versetul 11, n-am insistat la acel moment, când am vorbit despre păzire, dar Domnul Iisus se roagă aici pentru un aspect important al păzirii. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Domnul Iisus se roagă, un aspect al păzirii este unitatea. Un aspect al păzirii noastre este unitatea noastră. Și aș vrea să leg puțin, pentru faptul că în ultimul timp am citit Ioan. În Ioan 15, unitatea, tiparul care găsim în Ioan 15, al unității, este dat de dragostea frățească. Adică, în măsura în care este unitate între viță și mlădiță, în măsura aceasta este unitate și este sevă și este roadă. Ceea ce nu mai este încorporat și nu mai aparține viței, nu mai este în unitate și nu mai are viață. Chipul lui Hristos, conform dacă studiem mai mult Ioan 15, chipul lui Hristos în noi nu se arată doar prin ceea ce face El în noi. Chipul lui Hristos se arată și între noi. Adică în relațiile pe care noi le avem unii cu alții. În Ioan 13:35 Domnul Iisus spune despre identitatea noastră de ucenici a Lui. Și El spune că identitatea noastră de ucenici a Lui se va vedea nu prin declarația pe care o dăm noi despre noi, ci spune El, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Prin ce? Prin mărturisirea de credință? Prin crez? Nu. Ce spune, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vreți să aveți dragoste, unii față de alții. În Împărăția Lui Dumnezeu nu este o unitate generală, numai declarativă,
Au unor oameni care nu prea știu de unde vin, care nu prea știu care este scopul lor și pentru ce trăiesc. Unitatea în Împărăția Lui Dumnezeu este dată de identitatea noastră personală. Este dată de scopul nostru al fiecăruia. Modul în care ne trăim relația noastră cu Dumnezeu. Și apoi, lucrul acesta ne duce la interconectivitate unii cu alții. În fapte 20, găsim o înțelegere a scopului vieții noastre. Mare parte a credincioșilor nu-și dau seama și nu știu pentru ce trăiesc ei și pentru ce ar trebui să trăiască ei. Când știi pentru ce trăiești tu, care este scopul vieții tale și ești dedicat, pasionat scopului vieții tale, acest lucru te va pune în relație unii cu alții și te va pune în mod practic în unitate. Ce spune aici Pavel? Fapte 20. Este declarația scopului vieții lui, pe care aș vrea să ne însușim fiecare dintre noi. Pavel spune, și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să însușesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Care este scopul vieții lui Pavel? Care este scopul lui? Pentru ce trăiește Pavel? Pavel are un țel pentru care și-ar da viața. Urmarea lui Hristos este un lucru pentru care și-ar da și viața. Nu doar banii, nu doar timpul, nu doar energia, ci și-ar da și viața. Mă gândesc ce fel de creștinism trăiesc mulți care se ciorovăiesc și o să amintesc mai pe larg puțin motive. Ce creștinism trăim sau trăiesc acei care se ceartă pe tot felul de lucruri neesențiale și secundare și pentru unor sunt gata să moară sau să certe, să lupte. Când Pavel spune, știu scopul vieții mele. Nu contează nimic altceva. Pentru mine mi-aș da și viața. Pentru ce? Ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Trăim un creștinism pentru care suntem gata să ne dăm și viața? Trăim un creștinism pentru care înțelegem misiunea vieții noastre? Care este cel mai important lucru pentru noi înșine? Când trăim lucrurile acestea, celelalte lucruri sunt cu adevărat secundare și neimportante. În loc de asta, oamenii se hrănesc cu roșcove și se hrănesc în creștinism cu lucruri totul secundare. De ce nu este unitate în Biserica lui Hristos? Pentru că Biserica, de multe ori, se luptă pentru lucruri secundare și neesențiale. Iată o listă din scrierile lui Pavel. Din toate epistolele. Mâncare, băutură, zi de sărbătoare, lună nouă, zi de sabat, închinare la înger, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Asta le găsim în Coloseni 2. A deține de basme și de șerări de neamuri fără de sfârșit mai mult decât de Scriptură. 1 Timotei 1:4. Oprirea căsătoriei și a întrebuințării bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei, spune Pavel, care cred și cunosc adevărul. 1 Timotei 4:3. Toate acestea, spune Pavel, dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să mai înteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. În 2 Timotei mai adaugă la listă. Vorbările goale și lumești și întrebările nebune și nefolositoare. Cei ce le țin, spune el, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu, căci dau naștere la certuri. O biserică nu poate fi în unitate câte vreme este preocupată de astfel de nimicuri. O biserică care este preocupată de astfel de nimicuri este în dispută, este în certuri. Și este o biserică care nu este axată, ci centrată pe esențial. Pavel este gata să moară, dar nu pentru lucrurile astea. Pentru el sunt mizerii. Pavel este gata să moară
pentru Hristos, ca să predice Evanghelia curată a Harului. A Harului lui Hristos. Când predici despre astfel de lucruri, asta vei culege. Când predici despre Harul lui Hristos, vei avea Harul lui Hristos la lucru. Și vei avea vieți schimbate și transformate. Și oameni care îl cunosc pe Hristos. Astăzi, ca să ne aliniem un pic, să vedem corespondentul a ceea ce spune Pavel, astăzi am schimbat basmele lui Pavel cu basmalele, înșirurile de neamuri fără de sfârșit cu cele legate de obiceiuri și tradiții pocăiești, cu enumerarea de reguli și legi pe care le-am adăugat Scripturii. De exemplu, în loc să ne preocupe omul ascuns al inimii, despre care Pavel vorbește că este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, care este un scop pentru Hristos, care este un scop pentru Dumnezeu, și anume schimbarea omului ascuns al inimii, al omului din interiorul omului, să-L cunoască pe Hristos, să fie transformat. În loc de aceasta, mulți credincioși astăzi citesc pe dos, adică se preocupați de curățirea exterioară, de podoabe și numai de asta. Uitând că exact lucrul ăsta îl spune Petru, că odinioară Dumnezeu se uita la prezența podoabei interioare. Asta era ceea ce admira Dumnezeu la Sara, la Rebecca, la celelalte femei ale Bibliei. Asta era ceea ce admira Dumnezeu și aprecia. Și nu existența multor podoabe pe care ele le aveau. Astăzi ne preocupă mai mult ce iese din nou. Mai mult ce intră în om, mă scuzați. Și Domnul Iisus spune că este neesențial. Pentru că sfârșește la toaletă. Pe când Domnul Iisus spune, atenție la ce iese din om. Pentru că dacă vă preocupați la schimbarea omului din interiorul lui, dacă îi schimbați fântâna lui interioară, atunci va ieși un izvor curat. Dar dacă nu sunteți preocupați de fântâna lui interioară, a sufletului lui, poate să intre numai verdețul și numai apă plată. Că pot să iasă bârfă în continuare și pot să iasă tot lucruri mizerabile. Domnul Iisus este preocupat de omul ascuns al inimii să fie schimbat și transformat după Hristos. Mă întreb oare, o biserică care își cheltuie energia cu astfel de lucruri, știe oare chemarea ei esențială pe acest pământ? Își cunoaște menirea și scopul ei pe acest pământ? Știe care este chemarea lui Hristos și menirea ei? Mă îndoiesc. Își știe oare mandatul pe care Dumnezeu l-a dat și ne dă și nouă astăzi? Și Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși generației noastre. Dumnezeu își cheamă fiecare generație de credincioși să fie în credincioșie pentru generația lor. Domnul ne cheamă să fim responsabili pentru generația de astăzi. Să vorbim despre Hristos generației de astăzi. Și nu celor de acum 50 de ani. Nu celor de acum 30 de ani. Ci ne cheamă să fim credincioși celor de astăzi. De aici și acum. Și celor de aici și de acum Dumnezeu ne cheamă să le vorbim Evanghelia Harului lui Hristos. Nu am putut deslipi de ceea ce spune Pavel. Viața mea nu este mai de neapărat dragă. Nu contează viața mea. Trăiesc pentru Evanghelia Harului lui Hristos. Trăiesc să vestesc Evanghelia Harului lui Hristos. Iar pentru asta spune Pavel, sunt gata să-mi dau și viața. Ce putem face pentru unitatea bisericilor? Practic, nu cred că suntem chemați să facem întruniri majore, să fim cu toții, să facem super întâlniri în care să dăm mâna să facem alte lucruri. Dragilor, practic suntem chemați să aducem o mărturie bună înaintea lumii despre Hristos. Oamenii ne întreabă, dar voi cum sunteți? Că ăia sunt așa. Ăia, biserica aia sunt așa. Dragilor, nu este treaba noastră să judecăm într-un fel sau în altul. Treaba noastră este să spunem, noi îl iubim pe Hristos.
Ei îl iubesc pe Hristos. Asta este esențial pentru noi. Noi credem că este important să ne trăim viața pentru Dumnezeu. Să-L căutăm pe El, să-L iubim pe El. Ei cred că trebuie să-și trăiască viața pentru Hristos. Dar sunt lucruri diferite. Este mediul diferit, este chemare diferită. De multe ori ne lăsăm atrași în cursă. Să ne justificăm, să spunem, păi nu, noi suntem mai buni decât ei. Noi credem mai bine. Noi știm mai bine lucrurile. Și alții spun același lucru. Dragilor, intrăm în același joc al regulilor, al întrebărilor nebune, al înșelărilor de neam, al lunua, anul gusta și alte lucruri. Dragilor, ce spunem oamenilor despre Hristos? Noi suntem ca să le spunem și viața veșnică este aceasta să-L cunoaștem pe Hristos. Ce Evanghelie vorbim oamenilor? Evanghelia bisericii noastre? Evanghelia comunității? Sau Evanghelia Harului lui Iisus Hristos? Putem face un lucru practic. Să spunem oamenilor că noi iubim pe Dumnezeu. Și alții iubesc pe Dumnezeu. Și de aceea suntem chemați să-L onorăm pe El. Mulți nu sunt conștienți de războiul spiritual în care suntem chemați. În care suntem angrenați. Că suntem conștienți sau nu suntem conștienți. Suntem într-un mare război spiritual. Și când noi ne preocupăm de lustritul bocancilor, în loc să ne ținem scutul și sabia într-o poziție de gardă, suntem făcuți inofensivi și suntem măturați. Astăzi suntem chemați să stăm trece. Am vorbit astăzi despre rugăciunea Domnului Iisus. O rugăciune care a fost ascultată de Tatăl. O rugăciune a care efecte sunt îndreptate și peste noi, astăzi, aici, acum. O rugăciune ascultată. Dar în rugăciunea aceasta trebuie să fim și noi parte. Trebuie să spunem și noi, Doamne, și noi suntem parte. Și noi suntem aceia pentru care s-a rugat Iisus. Și noi aparținem acelora pentru care Tu te-ai rugat. Domnul Iisus se roagă pentru protecția noastră. Să fim păziți de cel rău. Suntem înclătați și încolțiți. Dar nu uitați, avem adevărul și avem cuvântul Său. Cuvântul Său, dacă îl ținem în noi, îl ținem pe Hristos în noi și ne păzește. În al doilea rând, suntem sfințiți de El. Suntem sfințiți prin relația pe care o avem cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Și suntem sfințiți prin relația pe care o avem cu cuvântul lui scris în viața de zi cu zi și care ne sfințește și ne curățește. Apoi, unitatea. Domnul Iisus se roagă pentru unitate. Unitatea Lui este ceea ce face El câte vreme stăm în unitate cu Tatăl și cu Fiul. Când suntem în relație și dependență de Tatăl și de Fiul, unitatea este cea realizată de Fiul și de Tatăl. Pentru că noi suntem în El și ei, Tatăl și Fiul, sunt în noi. Iar în final, Domnul Iisus își revarsă slava Lui peste noi, când noi îl slăvim pe El și îl onorăm pe El. Când îl știm pe El în mijlocul nostru, în mod esențial, și nu altceva știm, ci pe El răstignit, care vorbește ceea ce vorbește Harul Lui, atunci și slava, gloria, și slava și gloria Lui se manifestă peste noi. Așa să încheie acest mesaj. Haideți să ne ridicăm picioare și să continuăm rugăciunea noastră. Să facem să fie rugăciunea noastră, rugăciunea pe care o particularizăm pentru noi. Dacă nu este prea mult, aceasta rog pe Doru Mureșan să ne conducă în această rugăciune.